zeul crâncen al războiului, și-a alungat încruntarea de pe frunte. Nu mai încalecă pe armăsarii îmbrăcați în platoșe, spre a băga spaima în dușmanii înfiorători. Acum se strecoară în atacul unei domnițe, ca să se hârjonească în sunete îmbietoare de lăută. Eu însă, nefiind croit pentru jocurile dragostei, nici pentru a mă răsfăța privindu-mă în oglindă, eu strâmb croit, fără măreția dragostei, ca să mă pot roti ca un păun cu umblet unduios, eu pe care natura, cutra asta, m-a jefuit din naștere de armonia alcătuirii și de frumusețea ademenitoare. Schilov! A zvârlit în viață înainte de soroc, gata doar pe jumătate, atât de strâmb, de hât la înfățișare, încât mă latră și câinii când trec șchiopătând pe lângă ei. E bine, iată că acum, în zilele astea molatece și plângărețe de pace, eu nu mai am altă petrecere decât să-mi privesc umbra în soare și să mă tângui ce stârpitură sunt. Și atunci, fiindcă nu-s bun de ibovnic, m-am hotărât să dovedesc că-s bun de ticăloșii și să scuip pe huzurul fără noimă al vremurilor astea. Așadar, am făcut o țesătură de urzel primejdioase, scornel de făimătoare, spre mațăța frații, George Clarence și regele Edward, să se urască de moarte. George Clarence chiar azi se va trezi prins într-o capcană, legată de o prevestire cum că cineva numit G o să omoare vlăstarele regelui Edward. Scândor! Ascundeți-vă în tainițele sufletului, căci vine Clarence. Bună ziua, frate Clarence. Dar ce e cu straja asta? Maestatea sa, ținând mult la paza mea, a poruncit acest alai să mă ducă în turnul Londrei. Din ce pricină? Mă cheamă George. Pentru asta ar trebui puși la popreală nașii tăi. Ce se întâmplă, George? Poți să-mi spui și mie? Deocamdată nu știu. Dar după câte aud, regele își pleacă urechea la prorociri și a cășunat pe slovagii și zice că un prezicător i-ar fi prevestit că acest G îi va dezmoșteni urmașii. Asemenea lucruri și alte fleacuri dintre astea au împins-o pe maestatea sa să mă trimită la răcoare. Iată ce se întâmplă cu bărbații care primesc porunci de la muieri. Nu regele te trimite în turn, George. Cum? Cineva stătea, fosta Lady Grey. Ia la țâță. Rog mult pe înălțimile voastre să mă ierte. Maestatea sa mi-a dat porunci aspre să nu cumva să las pe nimeni să schimbe în taină vreo vorbă de orice fel cu fratele domniei voastre. Da, te rog, cinstite Brackenbury, pot să afli tot ce vorbim între noi. Nu rostim cuvinte trădătoare. Eu nu, înălțimea voastră, n-am nicio treabă cu toate astea. N-ai nicio treabă cu regina? Nu. Păi ascultă-mă pe mine, omule. Ăla care ar avea ceva cu ea, afară doar de unul, ar face bine să umble mai cu grijă. Afară doar de care unul, mărite? Cum de care? De soțul ei, ticălosule. Tu ce vrei? Vrei să mă tragi de limbă? Nu, o rog smerit pe înălțimea voastră să mă ierte și să curme vorba cu măritul duce de Clarence. Da, Brackenbury, cunoaștem poruncile pe care le-ai primit și ne vom supune. Lasă, Clarence,
că nu vei sta prea mult închis. Ori izbutesc să-l înduplec, ori vin să putrezesc în locul tău. M-am încotro, Richard. Rămâi cu bine. Drum bun! Drum bun pe calea fără întoarcere.